Vă salut, dragii mei, vă salut, dragile mele. Sunteți la canalul Frumuseții Vârste Elegante. Sunt Veronica Sandul, medic-cosmetolog, specialist al modului de viață sănătos. Astăzi mi-am propus să vă prezint o mască care mi-au dorit-o doamnele, o mască pentru închiderea porilor, o mască lifting. Glasul meu un pic este cam răgușit, fiindcă astăzi am avut o zi grea, grea eu zic. Am citit o lecție și am dat examen la școala auto, la școală. Cei care mă urmăresc știți că în septembrie am început școala auto și au trecut 3 luni. Am dat teoria, am dat practica, dar mă simt obosită. Am făcut un duș, mi-am aranjat părul și acum vreau să-mi aplic o mască și de aceea vreau să o filmez și pentru voi. Ușesc astăzi să-mi aplic și masca, vreau să mă pregătesc că mâine plecăm cu soțul. Plecăm la o stațiune balneologică. Pentru mine este pentru prima dată când plec la stațiune balneologică. Am mai fost într-un centru de profilaxie la noi în Leova, dar așa, de ce zic sunt foarte îngrijorată că nu știu cum o să fie alimentația acolo, dar în fine, vom vedea și dacă voi putea să filmez câte ceva, voi publica, dacă nu, nu. Și da, să începem. Masca care va fi din psilium. Psilium, ăsta e praf din semințe de este praf de semințe de pătlagină și îl folosesc ca fund detox. Îmi place să adaug și în mâncăruri. Procurat de la gastronom îmi dă. Apoi voi lua drojdii. Drojdii, am luat drojdii inactive, că și eu folosesc drojdii inactive. Drojdiile inactive sunt bogate în vitamina B, au multe fibre. Am luat un gălbenuș și praf de petale de trandafir. Dar să îndrept camera la masă să vedeți cum prepar această mască. Luăm o lingurițe de psilium. Iată așa, o linguriță de drojdii, puteți să luați drojdii proaspete, undeva a patra parte din, undeva 25 de grame și vom amesteca cu gălbenuș. Amestecăm bine, bine. Psilium are și un efect de detoxifiere foarte evidențiat. Și pentru tel acneic, gras, este binevenit. Adăugăm o lingură de miere. Linguriță, de fapt. Mierea. Mierea dezinfectează, hidratează, este un antibiotic natural și este foarte binevenit pentru tenul gras și combinat. Și voi adăuga așa, o linguriță de petale de trandafir. Petale de trandafir puteți să le procurați în farmacie sau în farmaciile, în locurile unde se vând preparatele ayurvedice. Să aplicăm masca de la decolteu, de jos în sus. Se aplică foarte... Ah, miroasa drojdii, miroasa miere, a trandafir. Dacă tenul este uscat, sensibil, puteți adăuga și o linguriță de ulei. Ulei de amigdale, ulei de măsline, ulei de argan. Pentru tenul gras, mix și acneic, se recomandă ca această mască să se aplice timp de 30 de minute. În rest, până la 10-15 minute maxim. O înlăturați cu infuzie de ierburi. Încercați și scrieți în comentarii dacă v-a plăcut masca. Eu vă iubesc, vă îmbrățișez
și ne întâlnim la alte filmulețe. La revedere și toate cele bune!